Ideea de a face teatru este de mic copil, adică a fost visul meu, dar fiind în împrejurările țării noastre, care din păcate nu atât este de avansat teatru, a fost o ocazie a sorții în care m-am întâlnit cu un mare producător al filmului românesc, mă rog, acum are o vârstă solemnă, influentă, dar care a fost, nu știu, a fost un caz ca prin filme, așa, marele regizor românesc Geo Saizescu, care este autorul multor filme care poartă marca Film de Aur a României. Dumnealui, observându-mă, mă urmărea, eu cântam, mă rog, că eram în România, părea un spectacol, și dumnealui la un moment dat m-a prins și a zis: Tatiana, tu trebuie să faci teatru. Și bineînțeles că capcana a fost super slabă pentru mine, pentru că ceea ce îmi doream s-a întâmplat cu acest caz și la invitația dumnealui, chiar e facultatea dumnealui, i-am zis de ce nu, pentru că într-adevăr mă regăsesc în asta și până la urmă muzică și teatru este cam în aceeași familie și nu strică. Vocea mea a sunat într-un film turnat în România în 2010. Este Elena, un film Elena, realizat totuși de domnul Geo Saizescu. Este un film în colaborare cu cineva din Grecia, da, un sponsor așa mai... Și eu m-am ales cu mare onoare de în coloana sonoră să fie vocea mea. Dragă Tatiana, nouă ne-a făcut plăcere să te revedem astăzi la noi aici în studio și vrem acum din nou să te revedem și în scena noastră. Cu mare plăcere! Pulber și vânt, floarea cea din pom se lăsa spre pământ și o lacrimă se zbătea în umbra nopții, unde taina serilor ce ne-au crescut, unde jurămintele ce le-am crezut, toate șoaptele noastre ce-ntoarce. Pomul vieții stau și ascult glasul lacrimii de demult și înțeleg că a fost un bine.